Bună ziua și scuze pentru întârziere. Deci, în primul rând vreau să vă informez că în ultimele săptămâni pe teritoriul Republicii Moldova am înregistrat o creștere a numărului de caz COVID. Și pentru ultimele 14 zile, incidența COVID a constituit 19 cazuri la 100.000 de populație. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută raportasem 72 de cazuri la 100.000 de populație. De asemenea, a crescut rata fatalității. Avem 2,3 decese la 100 cazuri de îmbolnăvire. Dar cel mai important este că a crescut rata de contagiozitate. Asta înseamnă numărul de reproducere efectiv a numărului de noi infectați, care a atins 1,25. 12 săptămâni în urmă erau 0,75. Deci toate acestea împreună reprezintă o tendință negativă sub aspect de prognozare pentru perioada care vine. Ceea ce ne îngrijorează, de fapt, este că numărul celor nevaccinați din numărul testați în fiecare zi este foarte mare. Și ați putut urmări, conform datelor Ministerului Sănătății, că dacă ne referim la cazurile grave și extrem de grave, acolo 98% de persoane sunt nevaccinate. În baza celor menționate, și a două evenimente foarte importante, marcarea a 30 de ani de la independență și începutul noului an școlar la 1 septembrie, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a venit cu careva set de noi recomandări. Ce include acest set? A fost aprobată instrucțiunea revăzută privind toate măsurile de organizare a activității instituțiilor publice și private de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic și superior. Pentru anul de învățământ 2021-2022, în condiții de siguranță epidemiologic pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ce include această instrucțiune și ajustarea ei. Deci am revăzut și am discutat absolut tot ce ține de măsuri de aflare a copiilor și studenților în instituții, fluxul lor prin instituții, trierea copiilor, orarul, cum au loc orele, cum are loc aerisirea, igienizarea încăperilor, călătoria în transport public sau cu autobusul școlar, purtarea măștilor, curățenia, dezinfecția și alte aspecte. Deci se anunță că de la 1 septembrie anul curent, activitatea instituțiilor de învățământ la care am făcut remarcă, deci va avea loc cu prezența fizică în toate unitățile, dar cu condiția respectării acestei instrucțiuni. Deci fiecare școală va verifica, conform instrucțiunii, cum poate să activeze. Deciziile ulterioare care se vor adopta vor depinde de evoluția situației epidemiologice. Deci, având în vedere că colectivitățile în sistemul de învățământ sunt formate în mare parte din copii și acest grup nu este protejat, după cum cunoaștem, prin vaccinare. Pentru ca să prevenim infecția transmiterii cu virusul SARS-CoV-2 în spațiu școlar, Comisia a recomandat atingerea acoperirii vaccinale în colectivitățile de învățământ cel puțin de 95% din persoanele adulte în fiecare instituție de învățământ. Și această recomandare este pentru până la data de 1 octombrie. Pentru ca să asigurăm împreună protecția copiilor noștri și a tinerilor încadrați în procesul educațional, statul desigur că va încuraja și va promova în continuare vaccinarea împotriva COVID-2 a personalului didactic, nedidactic și auxiliar. Dar până la atingerea acestui nivel recomandat de 95%, personalul didactic, nedidactic și cel auxiliar nevaccinat va efectua și prezenta din surse proprii, odată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19. Se acceptă atât testele rapide antigen, cât și testele PCR. Nu se vor supune testării acei lucrători ai sistemului de învățământ care vor prezenta certificat de vaccinare cu schemă completă împotriva COVID-19 cu orice tip de vaccin autorizat sau concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID în perioada cuprinsă în a 15-a zi și a 180-a zi sau 6 luni sau un alt act confirmativ
de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, care este valabil pe o durată de 90 de zile din ziua efectuării investigației. Cu referire la manifestările festive care sunt dedicate sărbătorii naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova, Comisia a subliniat că organizarea paradei militare se va desfășura cu condiția ca toți participanții din cadrul formațiunilor implicate în paradă vor fi vaccinați împotriva COVID, iar conducătorii autorităților participante vor asigura acest lucru. Deci 100% vaccinați. Se recomandă de asemenea limitarea numărului de invitați, iar pe tribuna invitaților de onoare și în toate spațiile implicate vor fi respectate în mod obligator măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv păstrarea distanței numai mică de un metru, purtarea măștilor de protecție, participanții să fie vaccinați și alte măsuri. Se recomandă organizarea tuturor manifestărilor cultural-artistice festive în toate localitățile, cu un program scurt, numai târziu de orele 17, iarăși subliniem, cu respectarea măsurilor de protecție minim de un metru distanță fizică și purtarea măștilor de către publicul spectator, chiar dacă este în aer liber desfășurat. Deci, acestea sunt principalele prevederi despre schimbările care au fost efectuate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Deci vom veni cu toate corectările în urma discuțiilor și în această seară veți putea găsi hotărârea publicată pe site. Vă mulțumesc foarte mult!